Deschidem Biblia în această seară, frați și surori, la 2 împărați, capitolul 4. Vreau să citesc primele șapte versete de acolo. 2 împărați, capitolul uh, 4, uh, începând cu versetul 1 și până la versetul 7. Iată ce spune Biblia. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei. Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spunem ce ai în casă. i a răspuns, roaba ta n-are decât un vas cu un de lemn și el a zis, Dute de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele și i-a turnat din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria și cu ce vei rămâne, vei trăi tu și fii tăi. Amin. În această seară, dați-mi voie să vă împărtășesc câteva gânduri din acest text despre modul în care Dumnezeu lucrează cu resurse limitate în viețile noastre și face minuni. Cred că fiecare dintre noi, într-un moment sau altul al vieții noastre, am ajuns să spunem, am ajuns la capătul resurselor. Poate ești aici în această seară și ai ajuns la capătul resurselor tale. Nu neapărat materiale. Poate că banii îți ajung, ceea ce ai îți este destul. Dar poate că ești aici și ai ajuns să spui, Doamne, resursele mele spirituale sunt puține. Am nevoie ca Tu să faci o minune în viața mea. Cred că de fiecare dintre noi venim în casa lui Dumnezeu și ne rugăm adesea ca Dumnezeu să ne umple. Nu așa. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca prezența Lui să transforme viața noastră. Și asta nu înseamnă altceva decât atunci când Dumnezeu vine și umple golul care este în noi. Și mă rog din toată inima ca ori de câte ori suntem în casa Domnului și poposim în locul acesta, Dumnezeu să ne umple de toată plinătatea lui Hristos, pentru că avem nevoie de acest lucru. Textul nostru însă vorbește despre un moment de criză. Și un moment de criză prin care trece o familie, o mamă cu doi copii. Crizele sunt inevitabile în viețile noastre, fac parte din peisajul cotidian. Crizele fac parte din viața noastră, tot atât de mult cât au făcut parte din viața celor din vechime. Și pentru cei care sunt sigur că sunteți familiarizați cu acest text, veți, vă veți aminti că vorbește despre o femeie care a rămas văduvă. În contextul vremii de atunci, o femeie văduvă era condamnată la singurătate și la sărăcie. Și spune Biblia că. Această femeie, care a avut un bărbat credincios, un om care se temea de Domnul, a rămas singură și, rămânând singură în vremea Bibliei, la acea dată femeile nu aveau prea multe drepturi, nu puteau să lucreze prea mult, nu puteau să se întrețină și a acumulat o grămadă de datorii. Și la un moment dat spune Biblia că creditorii ei au venit și au spus dacă nu plătești, îi vom lua ca și robi. Ei vom duce în sclavie pe copiii ei, pentru că trebuie să ne recuperăm datoria. Și femeia aceasta, într-un gest pe care îl vom analiza în seara aceasta, se duce la omul lui Dumnezeu și îi spune necazul, criza prin care trece. Și îmi place foarte mult răspunsul lui Elisei. Știți ce întrebare îi pune Elisei acestei femei? Ce pot să fac pentru tine? Cred că suntem în casa lui Dumnezeu în această seară și simt că Dumnezeu pune această întrebare pentru fiecare dintre noi. Este ceva ce poate Dumnezeu să facă pentru tine în seara asta? Că ai venit în casa lui Dumnezeu. Ai venit cu o nevoie, cu ceva ce Dumnezeu poate împlini. Îmi place că Elisei nu disperă. Elisei nu se gândește la soluții, am spune noi, de rezolvarea crizei, poate cum am face-o ca oamenii. Ce Elisei întreabă, ce pot să fac pentru tine? Pentru cineva în criză și în nevoie, e o întrebare bună. Dar în seara asta, oricare ar fi nevoile tale sau oricare ar fi nevoile mele, Dumnezeu rămâne între noi punând aceeași întrebare, ce pot să fac pentru tine? Și spune Biblia, Elisei zice, spunem ce ai în casă. Aș vrea să vedem modul în care Dumnezeu, și sunt câteva principii atât de frumoase în acest text, vis-a-vis -vis de modul în care Dumnezeu lucrează și face minuni în viața noastră când ajungem la capătul resurselor. Este aici cineva care poate spune, frate, am ajuns la capătul resurselor. Simt că nu mă mai pot ruga, simt că nu mai am de unde să dau spiritual, simt că am ajuns. Uh, ca și această femeie care îi răspunde lui Elisei. Și observați versetul 2, în care femeia spune, Robata ta are acasă decât un vas cu un delem. În limbajul original al textului, versetul acesta sună un pic mai direct și la întrebarea lui Elisei ce ai în casă, femeia spune, nu am absolut nimic în afară de un vas de un delem. Poate ești în casa lui Dumnezeu în această seară și te identifici cu această femeie și spui, nu mai am decât puțin un de lemn în vasul meu. Întrebarea este, oare poate Dumnezeu să facă ceva pentru tine? Sunt convins că femeia aceasta s-a uitat la resursele ei atât de limitate și la nevoile ei atât de mari. Și cred că femeia asta ne reprezintă într-o măsură oarecare pe fiecare dintre noi. Deseori ne uităm la viață și la ceea ce ni se întâmplă și spunem, Doamne, nevoile sunt atât de mari, însă resursele mele sunt atât de mici. A trăit vreodată sentimentul să trebuiască să faci ceva mare și să-ți dai seama că resursele tale sunt atât de mici? Dacă ați trăit, veți înțelege ce important e când Dumnezeu intervine. Și haideți să vedem aceste principii frumoase. Îmi place atât de mult textul, îmi place reacția omului lui Dumnezeu, îmi place modul în care reacționează femeia aceasta. Și vă recitesc versetul 2 și vă rog să-l urmăriți cu atenție, pentru că este o cheie a unui principiu spiritual. În acest verset 2 zice Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spunem ce ai în casă. Ea a răspuns, roaba ta n acasă decât un vas cu un de lemn Și continuă. Elisei spunând, el a zis: După ce femeia identifică ce are, Elisei spune: Du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Știți că uneori, când suntem copleșiți de lipsuri, tindem să minimalizăm tot ceea ce avem. Uneori, când Dumnezeu vine și ne provoacă cu ceva și ne întreabă. Ce poți să dai sau să faci pentru Dumnezeu? Răspunsul nostru, oricum natural, este, Doamne, nu am nimic de dat. Asta zice și femeia. Dar partea frumoasă, știți, care este în versetul 2? Și este e primul principiu. Și anume că Dumnezeu lucrează întotdeauna cu ce ți-a rămas, nu cu ce ai pierdut. Poate ești aici în seara asta și te gândești că odată erai pe culm spirituale. Odată puteai să stai înaintea lui Dumnezeu și să te rogi. Aveai pasiune pentru Dumnezeu, aveai dorință să spui tuturor despre Dumnezeu, dar astăzi, unde lemnul din vasul tău a scăzut așa de mult, încât dacă ar fi să te întrebe Dumnezeu ce ai, ai spune ca și femeia asta, nu mi-a mai rămas aproape nimic. Știți care e vestea bună? Dumnezeul nostru este extraordinar pentru că El lucrează cu ce ți-a rămas, nu cu ce ai pierdut. Observați ce zice uh, Elisei, ce pot să fac pentru tine? O întreabă. E prima întrebare. Și apoi îi spune: Ce ai în casă? Ce ai? Dumnezeu întotdeauna vine la tine în situația în care ești. Dumnezeu te întâlnește în locul în care ești. Elisei n-a întrebat uh, această femeie: Ce ți-ar place să ai în casă? Ce ar fi bine să ai în casă? Și o întreabă: Ce ai în casă? pentru că sunt aici să vă spun că Dumnezeu poate să facă minuni cu ceea ce este în tine. Dumnezeu poate să ia ce ce au rămas și să facă minuni. Ne multe ori ne gândim la ce am pierdut. Ne gândim că odată am avut mult, poate spiritual. Ne gândim că odată am putut face multe lucruri spirituale, dar astăzi ne simțim ca un vas gol, poate în care a mai rămas doar puțin unde le Știți ce cred? Dacă suntem aici în seara asta, înseamnă că în vasul nostru mai este măcar un pic de unde lemn. Dacă am venit la închinare, dacă am venit la părtășie cu Dumnezeu, Măcar un pic de unde lemn este în vasul nostru. N-ați vrea ca în seara asta Dumnezeu să ia acest puțin care ne-a rămas nouă și să-l multiplice, să facă o minune cu el. Pentru că asta s-a întâmplat în textul nostru. Ce ai în casă? Doar un vas de unde lemn? Cât putea să o țină vasul? Nu ne spune Biblia. Nici măcar nu ne spune cât de mare era vasul. Nici măcar nu contează cât de mare era vasul. Sunt convins că Dumnezeu nu e interesat de cantitatea asta. Principiul este foarte simplu. Dumnezeu lucrează cu ce-ți-au rămas, nu cu ce-ai pierdut. De ce? Pentru că deseori nu avem parte de minuni sau nu înțelegem că minunile uh, pot să vină în viața noastră doar atunci când putem să percepem că Dumnezeu poate să lucreze cu lucrurile mici. Uh, am de multe ori sentimentul că venim în casa lui Dumnezeu și disprețuim puținul care ne-a mai rămas în viața noastră. Știți că Satan este maestru în a face sau a te face să disprețuiești puținul unde lemn care ți-a mai rămas în vasul tău? Știți că există oameni în Biblie care au avut puțin și Dumnezeu a făcut lucruri mari cu puținul lor? Pot să vă dau doar câteva exemple. Poate ai venit în casa Domnului și spui cu puținul un de lemn pe care îl mai am în vasul meu, nu pot să fac nimic. Te simți gol, te simți fără resurse, simți că nu ai ce să dai. Dacă Dumnezeu ar fi să te întrebe în seara asta, ce pot să faci pentru mine? Ce ai răspunde? Ai zice ca și femeia asta, aș face, Doamne, dar nu am. Ce mi-a rămas nu-i destul pentru mine, pentru ai mei, dar mai să fac pentru alții. Pot să vă dau doar câteva exemple din Scriptură ale oamenilor care au avut puțin și puținul lor pus în mâna lui Dumnezeu, s-au transformat în ceva mare. Vă amintiți de Moise? Moise a ajuns de la toate comorile Egiptului, de la prinț al Egiptului, a ajuns să aibă grijă de turmele socrului său, Ietron, câmpia Madianului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după 40 de ani în care Moise a cunoscut tot ce putea să însemne bogăția, Educația, viața la palat, cât timp a fost în casa lui Faraon. Moise a avut parte de absolut orice lucru pe care un om putea să-l aibă. Dar a venit vremea după cei 40 de ani că Moise a trebuit să fugă de la palat, datorită greșelii pe care a făcut-o, datorită interacțiunii lui cu egiptenii și a trebuit să se ascundă. Și a ajuns Moise, ca timp de 40 de ani, să stea la câmp cu oile. Și într-o zi Dumnezeu se întâlnește cu Moise, când păștea turmele socului său. Într-o zi Moise a avut curajul să meargă un pic mai departe decât se ducea de obicei și a văzut un arbust din acela, din pustiu, în flăcări, care nu se mistuia și din arbustul acela Dumnezeu i-a vorbit. Cine știe ce l-a întrebat Dumnezeu pe Moise? E o discuție foarte interesantă acolo, chiar vă provoc să citiți pasajul și ce l-a întrebat Dumnezeu pe Moise. Ce ai în mână. Ce a zis Moise? S-a uitat la ce avea în mână și a spus, Doamne, n-am decât un toiag, o bucată de lemn. În esență, știți ce îi spune Dumnezeu, Moise lui Dumnezeu? Ce mi-a rămas mie e complet lipsit de semnificație și valoare. Un toiag, o bucată de lemn. O bâtă, nu știu, spuneți cum vreți. Oricât de glorificat ar fi fost toiagul ăla, era doar toiagul unui păstor la oi. Știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, cu toiagul acela, în mâna mea, vei scoate poporul din robie. Îmi place că Dumnezeu nu i-a spus lui Moise, Moise, dacă ai fi avut măcar o sabie, măcar ceva, am fi putut lucra, puteam face ceva. Dumnezeu a luat toiagul acela, pe care îl avea Moise în mână, practic o bucată de lemn. În ochii tuturor, un obiect comun, simplu, nesemnificativ, al unui om care păzește oile. Dar știți că acel toiag, într-o zi, avea să despartă apele Mării Roșii în două, ca poporul să treacă pe uscat. Același toiag avea să atingă într-o zi stânca și avea să curgă apă din ea pentru poporul însetat. Știți de ce? Dumnezeu nu l-a disprețuit puținul lui Moise, nu l-a dispețuit. Uh, cu acel toiag, Moise a făcut lucruri mari, dar numai după ce l-a pus în mâna lui Dumnezeu. Uh, a citit despre Gedeon, un om căruia nu i-a rămas mult. Spune Biblia că pe vremea lui, madianiții invadau țara, pentru că poporul nu a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat sub apăsarea Madianului. Și într-o zi Gedeon stătea în teascul de vin și bătea acolo un smoc de grâu. Și la un moment dat vine îngerul Domnului și spune, tu vei fi cel care vei izbăvi pe Israel. Tocmai eu, un om atât de nevrednic, de mic, de slab, citiți scuzele lui Gedeon. Știți ce îi spune Dumnezeu în judecător 6 cu 14? Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea pe care o ai. Doamne, un altul n-ai putut găsi. Cineva mai vrednic, cineva cu mai multe. Dumnezeu i-a zis, cu ce ai, du-te. De ce? Pentru că Dumnezeu va lucra în viața ta, va lucra în viața mea întotdeauna cu ce ți-o rămas. Nu cu ce ai pierdut. Așa că nu avem nicio scuză pot continua exemplele. Țineți minte că în Noul Testament, poate vă zice cineva astea tot din Vechiul Testament, dar în Noul Testament, în Noul Testament este acel copil care avea prânzul, da? Cele cinci pâini și doi peștișori. O mulțime de oameni, o mare de oameni care... După ce l-au ascultat pe Domnul Isus, au flămânzit și a venit unul dintre ucenici și a spus, Doamne, trebuie să, facem ceva cu ei. Nu avem ce să le dăm de mâncare câtă mâncare aveți? A întrebat cineva. Păi este aici unul mic, are prânzul, adus cu el. Cinci pâini, cinci chifle, cum or fi arătat, și doi pești. Dar ce este asta? A pus unul dintre ucenici întrebarea. La atâția oameni, răspundem, nimic. Și Hristos a zis, aduceți-le aici. Pentru că puținul tău, în mâna lui Dumnezeu, se poate transforma în belșug. Doamne ajută-ne să înțelegem acest principiu. Știți ce a făcut Domnul Iisus? A luat prânzul acelui copilaș, a mulțumit lui Dumnezeu. Și în mod miraculos a hrănit 5.000 de oameni. Știți de ce? Că Dumnezeu lucrează, e expert să facă minuni cu lucrurile pe care noi nu știm să le prețuim sau le ignorăm. Dumnezeu știe să lucreze cu ce ți-o rămas, nu cu ce ai pierdut. Așa să înțelegem Vorbind de credință. Pot să mai spun un singur lucru. Deseori ne rugăm și spunem, Doamne, mărește-ne credința. Și o rugăciune foarte bună. De multe ori m-am rugat acest lucru, dar am stat și m-am gândit cu credința pe care o am, cu credința pe care o ai. Ce faci? Ascultați, spune Domnul Iisus, citim de fapt în Luca 17, versetele 5 și 6. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Domnul nu i-a mustrat, nu le-a spus, nu pot să o fac, voi sunteți prea mici pentru ca să vă dau o credință mare. Ascultați însă ce le spune. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință, cât un bob de muștar, adică o credință mică, am spune noi. Ați zice dudului acestea, dezrădăcinează-te și să te mare și va asculta. Cu credința pe care o ai în seara asta, frate și soră, ce faci. te rugat cu credința pe care o ai. Dacă e măcar cât un bob de muștar, nu știu cât ați văzut cum arată un bob de muștar, e micuț, e o sămânță mică, abia o ții între două degete. Dacă folosești ce ai, poți să crezi în seara asta că Dumnezeu poate lucra cu ce ai puținul tău și să facă un lucru mare? Pentru că El e expert să lucreze cu ce ți-o rămas, nu cu ce ai pierdut. Poate aveai odată o credință mare, te rugai și Dumnezeu făcea minuni. Poate aveai credință mare și te rugai pentru cei bolnavi și Dumnezeu îi vindeca. Poate aveai credință mare și erai deasupra tuturor situațiilor din viața ta sau te simțeai că ești purtat de credință, dar astăzi credința ta poate e un pic rămas acolo. Mesajul Domnului e foarte simplu. Dumnezeu e capabil să folosească ce ai tu, nu ce ai pierdut. N-ați vrea credința pe care o avem dorința pe care a pus-o Dumnezeu în inima noastră, să le punem în mâna Lui, pentru că puținul nostru, în mâna lui Dumnezeu, se transformă în belșug slăviți să fie Domnul. Mai un lucru, nu uitați, că nimeni, dacă am spus că diavolul ar vrea să disprețuim puținul pe care îl avem, puținul unde din viața noastră, vreau să spun că nimeni, nici măcar diavolul nu-ți poate lua uleiul unde lemnul din viața ta. Te poate face să l disprețuiești, te poate face să uh, fii convins că nu merită efortul să faci ceva pentru Dumnezeu, dar nu ți-l poate lua nici de cum din viață. Și vreau să vă mai provoc să facem ceva, pentru că la urmă aș vrea să ne rugăm. N-ați vrea să ne verificăm fiecare dintre noi unde lemnul din vasul nostru? Dar pe al nostru să-l verificăm, nu pe al altora, doar pe al nostru. Să stăm în meditație înaintea Domnului să spunem, Doamne, vreau să văd. Ce este în vasul meu? Pentru că acel puțin care l-am, poate, dat în mâna ta să se transforme în berșug, slăvit să fie Dumnezeu. Al doilea lucru, mergeți împreună cu mine, am citit versetul 3, vi recitesc, spune Biblia, El a zis, du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Și observați. Zice, când te vei întoarce, spune Elisei: Închide ușa după tine și copiii tăi și toarnă din un delem toat, în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Versetul 5. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele și ai turnat din un delem în ele. Al doilea lucru. Am spus că Dumnezeu lucrează întotdeauna cu ce ți-au rămas, nu cu ce ai pierdut. Doi. Mai e un lucru foarte important aici, anume că Dumnezeu lucrează întotdeauna cu cei dai Lui, nu cu ce pentru tine. Mă gândesc la femeia aceasta. Tot ce avea în casă era un vas de undelem. un de Un de poate de măsline, ne-am gândit noi, vremea biblică. Ce poți face cu un vas de un de lemn? Ceva poți face, dar nu prea multe. Cu puținul pe care îl avea această femeie, primește de la Omului Dumnezeu o poruncă cere vase cât mai multe și din puținul tău toarnă în acele vase. Știți că Dumnezeu e expert să lucreze cu ce punem în mâna lui, nu cu ceea ce ținem doar pentru noi. Și dați-mi voie să vă spun că uneori când ne simțim cu lipsuri și simțim că avem puțin, singurul lucru pe care nu vrei să-l faci este să dai altora și mai rămas 10 lei în portofel. Și te gândești, ce poți face cu 10 lei? Vă dau doar un exemplu. Nu poți face multe, din păcate. Dar dacă vine cineva și îți spune, am nevoie să-mi cumperi un corn sau o pâine, poți să iei cei 10 lei și să zici, jumate din ei îi dau altcuiva. Și rămân cu puținul meu și mai mic. E foarte greu. Cam asta e cere Elisei. Du-te și cere vase de la vecinele tale. Nu ne spune cât de multe, nu ne spune cât de mari, ci spune doar de la toți, cât, mai, cât poți să ceri. Nu știm câte vase a cerut, dar este un detaliu care nici nu contează. Ceea ce contează este că femeia a ascultat, a luat din puținul ei și a început să toarne. Și când a început să toarne, s-a întâmplat de ce doresc din toată inima să se întâmple în viața noastră, spiritual vorbind. Observați, femeia a turnat în vase care nu erau ale ei, doar unde lemnul era al ei. Vezi deci care e principiul? Atunci când noi ne simțim goi și nu avem de dat, este tare greu să turnăm în cei de lângă noi. Dar poate că ești aici în această seară și trebuie să te rogi pentru cineva și zici, am eu nevoie de rugăciune. Cum să mă mai rog pentru altul? Puținul pe care l-am, îl păstrez pentru mine, că am nevoie eu. Dar am descoperit un secret că atunci când dai altora, Dumnezeu în mod miraculos îți dă și ție. Știți că femeia a turnat, a închis ușa după ea, spune Biblia, și a început să toarne. Și a tot turnat. Și s-a umplut primul vas, s-a umplut al doilea vas, al treilea vas, al cincilea, al zecelea, al douăzecelea. În mod miraculos, când tu ești gata să renunți la ce nu e al tău, Dumnezeu poate să-ți facă parte de binecuvântarea Lui. Cu alte cuvinte, când ești gata să renunți la puținul tău, abia atunci Dumnezeu este gata să-ți facă parte de belșugul Lui. Când ești gata să renunți la ceea ce crezi că este al tău, n-ai vrea ca în seara asta să înveți acest principiu simplu, că atunci când tu te torni și te... Uh, Dai și te dedici altora, Dumnezeu te va binecuvânta pe tine. Poate că ești aici și zici, din punct de vedere spiritual, nu mai am ce să dau. Poate te simți așa de lipsit de resurse încât nu mai spui, nu mai am ce să dau familiei mele, nu mai am ce să dau celor de lângă mine. Dar vreau să vă spun că atunci când suntem gata să turnăm, abia atunci se întâmplă minunea. Pentru că ăsta este principiul. Știți când a curs un de lemnul? doar atunci când femeia a început să toarne. Ceea ce vreau să înțelegeți, dragii mei, este că atunci când noi dăm din ceea ce ne-a rămas, Dumnezeu multiplică, Dumnezeu face să curgă. Știți că un de lemnul nu curge dacă te rogi pentru el, nu curge dacă plângi pentru el, nu curge dacă sper lângă el, curge doar atunci când torni din el. Dacă diavolul te poate împiedica să torni din viața ta în alții, a reușit să-ți oprească sursa de unde lemn. Știți că de multe ori Dumnezeu ne cheamă să ne turnăm pe noi înșine. Pavel avea să spună la sfârșitul alergării lui un cuvânt pe care deseori l-am citit dar nu l-am înțeles în totalitate. Pavel spune la sfârșitul arergării lui câteva lucruri și spune că și-a păzit credința, a luptat lupta cea bună și spune el, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Zice Pavel, sunt gata să mă dau în totul, întru totul, pentru cei cărora le-am slujit. Pentru că unde lemnul va curge doar atunci când torni. Odată tu erai cel care încurajai pe alții, nu-i așa? Dar acum, când ești descurajat, simți că nu mai poți să încurajezi pe nimeni. Știți ce am constatat? Când trec prin descurajări, prin deznădejdii, e foarte greu să încurajezi pe cineva. Dar am constatat că pot face unul din două lucruri. Când eu sunt descurajat, când sunt deznădăjduit, pot să-mi plâng de milă. Și uneori ne, ne, place să ne plângem de milă, pentru că plânsul de milă îți dă sentimentul că ești îndreptățit. Dar atunci când ești deznădăjduit și încerci să încurajezi pe altul care e deznădăjduit, vei constata că Dumnezeu ridică pe el și te ridică și pe tine. Nu știu de ce funcționează așa. Când tu torni din ceea ce ai tu în viața altora, Dumnezeu va turna în schimb în viața ta. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest principiu simplu, dar atât de profund. Când eu sunt gata să mă dau, să mă dedic, când sunt gata să dau din ce am eu, și vă rog să nu mă înțelegeți greșit, nu-i vorba de bani, nu-i vorba de resurse neapărate pe care le asociem cu ceva material, dar cât de mult putem noi să ne consumăm pentru Dumnezeu dând altora cu cât de mai mult torni, veți observa principiul, cu atât mai mult curge. De multe ori spunem, Doamne, umplene, toarnă din Duhul Tău peste noi. Foarte bine, Dumnezeu o face, dar ce vrei să faci cu ce a turnat Dumnezeu în tine? Nu ar fi bine ca Dumnezeu să te umple pe tine și pe măsură ce El te umple pe tine, tu să poți umple pe alții. Să fim acele izvoară de binecuvântare. Cine crede în mine, spunea Domnul Iisus, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Vorbea despre Duhul Sfânt pe care îl vom primi. Și odată ce l-am primit, să putem să îl turnăm peste alții. Cu cât mai mult torni, cu atât mai mult curge. Problema este că de multe ori, noi având puțin, având resursele limitate, nu turnăm. Pentru că amărăciunea lipsurilor, Inclusiv a celor spirituale. Nu ne lasă să turnăm, pentru că spunem: Când voi avea destul, voi turna și pentru alții. Știți că aici de multe ori problema multora dintre noi. Suntem întotdeauna gata să-i dăm lui Dumnezeu ce nu avem. Suntem întotdeauna să ne consacrăm lui Dumnezeu cu lucrurile pe care nu le avem. Zic cam așa: Doamne, când o să am timp, o să merg în evangelizare, în misiune. Câți dintre noi am zis asta? Doamne, când o să am timp, știți când o să aveți timp pentru evangelizare? Niciodată. Până nu-ți faci timp. Doamne, când o să am un salar mare, promit că nu mai pun un leu la colectă. Tot un leu pui, că problema nu e în portofel, e mai sus. E aici. Doamne, când o să am o mașină nouă, o să merg cu frații în lucrare. Da, de unde? Când ai o mașină nouă, speli preșurile toată ziua, aspir la ea tot. Treaba asta trece când apar primele zgârieturi. E prima e mai grea, după aia restul trece ușor. Doamne, când o să am, o să-ți dau. Dar în seara asta, ce ai? Poți să-i dai lui Dumnezeu. Doamne, n-am mult timp, dar investesc. Să mă rog, n-am multe resurse, dar le pun la dispoziția ta. Și vei constata că puținul tău în mâna lui Dumnezeu, când ești gata să renunți la el, se va transforma în belșug. Alții vor fi binecuvântați, tu te vei bucura de binecuvântare. Încercați principiul, nu mă credeți pe cuvânt. Turnați-vă viața, investiți-vă viața în Dumnezeu. Și veți vedea cum Dumnezeu, în mod miraculos, pe măsură ce torni, vei avea resurse tot mai multe. Principiul ăsta nu merge omenește, nu are nimic de a face cu logica umană. Pentru că principiul ăsta sfidează rațiunea umană. Omul spune, din punct de vedere uman, spunem, dacă am puțin, trebuie să țin de puținul meu, pentru că dacă îl dau, rămân fără. Nu, Dumnezeu zice, puținul tău, dacă ai încredere să-l pui în mâna mea, se va transforma în belșug în viața altora și în viața ta. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Și încă un, încă, încă un, principiu, da? Deci, Dumnezeu lucrează întotdeauna cu cei dai Lui, nu cu ce ții pentru tine. Dumnezeu lucrează cu ce ți-au rămas, nu cu ce ai pierdut. Și mai e un principiu, ascultați. Versetul 6. Când s-au umplut vasele, femeia a zis, i-a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas. Și ceva foarte interesant n-am mai curs un delem. Știți care este principiul? Și foarte frumos dacă îl înțelegem. Și anume că Dumnezeu lucrează întotdeauna după potențialul tău. Niciodată după preferințe. Cred că femeia s-a obișnuit. Mă gândesc, încercând să-mi imaginez ce s-a întâmplat în casa ei, un vas de un de lemn. mă gândesc că o fi fost un litru, doi, și-au umplut zeci de vase acolo în casă, și s-au obișnuit, că te obișnuiești la un moment dat. Turna, mai dă un vas, următorul, următorul. Și la un moment dat femeia a zis, mai am nevoie de un vas. Nu mai este, totul e plin. Și n-a mai curs un belem. Principiul e simplu. Dumnezeu lucrează după potențialul pe care l-a pus în tine și în mine și în fiecare dintre noi. Nu după preferințe. Femeii ar fi plăcut să mai umple vase, dar să termina potențialul. Asta era totul. Știți că Uh, este o pildă în Noul Testament, în Matei, capitolul 25, se numește pilda talanților. Și spune cuvântul Domnului acolo ceva foarte interesant, că stăpânul casei, înainte să plece într-o călătorie, a dat sau a încredințat averea lui robilor săi. Unul i-a dat cinci talanți, altul i-a dat doi talanți și ultimul i-a dat un talant. Știți care e cuvântul cheie? Fiecăruia după puterea lui, adică potențial. Unul i-a dat cinci talanți. Cel care a primit cinci talanți nu s-a fălit în fața celui care are doi talanți, spunând, eu sunt mai tare ca tine, că eu am cinci daruri și tu n-ai decât două. E foarte clar ce spune Biblia, că Dumnezeu le-a încredințat fiecăruia după potențialul, după puterea pe care o aveau. Foarte frumos, dacă veți citi acea pildă, este că răsplata pe care a primit-o fiecare dintre cei doi slujitori, că al treilea au făcut ce nu trebuia să facă. Citiți voi în Scriptură despre ce vorbesc. Foarte frumos este că Dumnezeu le-a dat o răsplată care cel puțin din punct de vedere omenesc arată identic. Cel care a câștigat cinci talanți cu cei cinci talanți, adică profit 100%, a primit răsplata aceasta. Bine ai făcut rob bun și credincios, ai fost credincios în lucruri mici, Vei fi pus peste lucruri mari. Aceeași răsplată și pentru celălalt cu doi talanți. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, răsplătește credincioșia, nu performanța. Dumnezeu te va cuantifica, te va socoti după cât ești de credincios față de ce ți-a dat. Adică, după potențialul pe care l-a pus Dumnezeu în tine, după același potențial, Dumnezeu așteaptă rezultate. Într-o zi, când vom sta înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu. Va folosi ca și etalon potențialul pe care l-a pus în viața ta și te va întreba: Am turnat în viața ta, am pus în tine lucrurile astea, ce ai făcut cu ele? Pe mine Dumnezeu mă va judeca după potențialul pus în mine, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne va judeca după potențialul pus în noi, ne va răsplăti după cât de credincioși am fost, nu cât de performanți am fost. Trăim într-o lume care este concentrată pe performanță. Există tot felul de indicatori de performanță, există tot felul de modele de performanță. Trebuie să faci așa și așa și așa. Mă bucur în seara asta că modelul meu de performanță nu este într-un standard omenesc, ci știu ceea ce a turnat Dumnezeu în mine. Și știu că după aia Dumnezeu, într-o zi, mă va întreba ce am făcut. Pentru că Dumnezeu lucrează după potențialul tău, nu după preferințele tale. Știți că un de lemn este din belșug? Zice Biblia că nu mai curs un de lemn. Poate cineva se gândește, mă, s-a terminat un de nu, unde lemnul nu. Un de nu s-a terminat. S-a terminat potențialul. Poate ești în seara asta aici și zici, Doamne, toarnă în vasul meu. Și de multe ori ne rugăm și spunem, Doamne, umple-mă. Și Dumnezeu se uită la tine și zice, aș turna, dar n-am unde. Ia gândește-te, vasul inimitale, gol? Observați că femeia a primit o singură specificație vis-a-vis -vis de vase. Du-te cere vase, nu cere puține, singura condiție a fost să fie coale. Vrei să te umple Dumnezeu, frate și soră? Coleșteți viața de tot ce n-ar trebui să fie acolo și apoi el va turna. Poate că vasul tău e mai mic decât al altuia și vei zice, uite că Dumnezeu ne l-a turnat mult. E treaba lui Dumnezeu dacă ăla e potențialul lui. În mine Dumnezeu să toarne cât e potențialul vasului. Dumnezeu are un de lemn din belșug și mai e ceva, un de lemnul curge acolo în intimitatea cu Dumnezeu. Femeia a închis ușa și a început să toarne. Știți că Dumnezeu când toarnă în viața noastră, Dumnezeu nu face spectacol. Dumnezeu își revarsă puterea Lui în intimitatea ta cu El. De aia spune, tu când te rogi Tatălui, închide ușa după tine și roagă-te în ascuns. Pentru că Dumnezeu, când te rogi în ascuns, te va binecuvânta la vedere. Și ne uităm de multe ori în viețile oamenilor și ne întrebăm: dar cum de face, cum de are, cum de eu m-am străduit și am căutat standardul, am încercat să-mi-l aplic și nu merge. Unde lemnul curge în intimitatea cu Dumnezeu. Și minunea a venit, știți când? Și cu aceste gânduri închei, minunea a venit când vasele erau goale. Dumnezeu nu putea Dumnezeu să mulțească altfel unde lemnul? Sunt sigur. Dumnezeu a zis, adu vase, ele să fie goale și când sunt goale, atunci închizi ușa după tine și atunci încep să torni. Și se termină pasajul cu ceva ce nădăjduiesc din toată inima și doresc ca fiecare dintre noi să pună la inima. Ascultați, când n-au mai, mai fost vase goale, N-a mai curs un de lemn și ea s-a dus și a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și știți care a fost mesajul? Du-te de vin de un de lemn și plătește-ți datoria. Și cu ce ți va rămâne, vei trăi tu și fii tăi. Știți că atunci când Dumnezeu toarnă spiritual în viața noastră, e suficient ca să trăim și noi și casele noastre. Putem să ne plătim toate datoriile și avem datorii. Nu mă refer la datorii la bănci sau poate la nu știu cine, mă refer la datoriile noastre spirituale. Ești dator. Într-o zi ai intrat în apa botezului și ai zis că îl vei sluji cu devotament. Fiecare zi. Și azi zici, nu mai am ce să dau. Trebuie să faci ceva. Nu mai pot, Doamne. N-am timp, n-am resurse, nu mai am energie să mă rog pentru cineva, să postez cu cineva. Să mă plec în fața cuiva și să-mi vărs viața, să-mi o investesc în el. Nu mai pot, că nu mai am. Avem atâtea datorii restante la Dumnezeu. Și astea nu se pot plăti nici cu carduri, nici cu cash. Sunt niște lucruri, când Dumnezeu toarnă în tine, abia atunci tu poți să te reverși către alții. Și din ce îți rămâne, frate, nu uita, soră, tineri dragi, din ce ne rămâne putem să trăim. Și ce înseamnă asta? Că nu vei duce lipsă. Când Dumnezeu umple vasul inimitale al vieții tale, nu-ți fie teamă să te verși în alții, să storni din ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție. Că Dumnezeu te-a pus cu un scop unde te-a pus. Ți-a dat chemarea pe care ți-a dat-o cu un scop. Vasul tău trebuie să fie plin. Dacă să poți turna în alții, nu ne ținem doar vase pline, la rezervă, la, pentru zile negre, toarnă tot ce poți, pentru că nu vei duce lipsă niciodată. Așa zice Biblia. Cu ce ți va rămâne, după ce ți-ai achitat toate datoriile, vei trăi tu și cei care sunt ai tăi. Doresc din toată inima să vă provoc în seara asta. Gândiți-vă, poate sunteți aici în casa lui Dumnezeu. Într-una dintre situațiile pe care le-am descris, poate ai pierdut mult spiritual și zici, Do zici, Doamne, nu cred că mai poți face cu mine ceva. Sunt aici să vă zic că Dumnezeu lucrează cu ce ți-a rămas, indiferent cât ai pierdut. Doi, poate ai zis, frate, eu am așa puțin, că n-am ce să dau nimănui, nu mi-ajunge mie. Cum să-ți dau ție? Nu uita că atunci când Dumnezeu face minuni, El îți cere ce ai tu, puținul tău, nu să ți-l ții pentru tine, ci să-l pui în mâna Lui. Poți face lucrul ăsta. Ea înseamnă Puterea de a renunța, de, în, în a ține pentru tine și a pune în mâna Domnului. Și poate ești aici și ai zis, frate, eu vreau să fiu, uh, nu știu, poate un mare cântăreț, sau un mare predicator, un biligremul generației mele. Nu uita că Dumnezeu lucrează după potențialul pe care l-a pus în tine. Poate ești chemat să predici la o sută de oameni, la o mie de oameni. Poate ești chemat acolo unde nu te vede nimeni ăla potențialul tău. Ăla va fi răsplătit de Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare. Amin.